Ce crede președintele Donald Trump despre Iisus Hristos și despre Biblie? Este o chestiune arzătoare pentru mulți. David Brody de la CBN a scris o carte care se intitulează Credința lui Donald Trump, o călătorie spirituală. El a vorbit cu Gary Lane despre credința președintelui și despre modul în care răspunde la critici. Urmăriți interviul. Cartea se intitulează Credința lui Donald Trump și nu Sfințenia lui Donald Trump. Această carte nu e apărarea lui Donald Trump. Cartea vorbește despre anii 70-80, despre căsătorii și infidelități. Însă el se află într-o călătorie spirituală și cred că asta este ce aflăm. El se întâlnește cu oameni cu care nu s-a mai întâlnit. El a crescut în biserici presbiteriene. Acum se întâlnește cu pentecostali și începem să vedem roadele. În carte găsim multe povești din culise despre latura sa plină de compasiune și despre cum îl caută pe Mike Pence pentru rugăciune, indiferent unde se află, într-o campanie sau un birou oval, și îi cere să se roage. Nu Mike Pence e cel care merge la președinte și îi spune, hai să ne rugăm, însă Dumnezeu se descurcă cu curiozitatea. Ce este cel mai important? Dumnezeu îl va judeca pe Donald Trump. El te va judeca pe tine și pe mine. El îi va judeca pe toți. Cu toții ne aflăm într-o călătorie, nu-i așa? Suntem ființe imperfecte. Cu toții am păcătuit și l-am dezamăgit pe Dumnezeu. Una dintre problemele despre care mi-au vorbit evanghelicii pe care le au cu Donald Trump, deși ei recunosc că se află într-o călătorie spirituală, sunt comentariile răutăcioase pe care le scrie pe Twitter. Ei spun că un creștin nu ar trebui să facă așa ceva. Ce le spui? El vine din New York. Timp de decenii a frecventat cercurile oamenilor de afaceri din New York. El are această mentalitate de bătăuș de pe stradă. În ultimii ani a dat de oameni care îi spun să scrie comentarii mai blânde pe Twitter, însă e greu să scape de unele obiceiuri. Încă nu a învățat să întoarcă și celălalt obraz. Nu, dar lucrează la asta. Și eu nu știu despre tine. Cu toții trecem printr-un proces de dezvoltare, nu-i așa? La prânzul cu prezentatorii TV, acum o lună, Donald Trump a spus că, în calitate de om de afaceri, el nu a avut nevoie de suflet. Nu a fost nevoie de suflet. Era vorba doar de afaceri, de bani. În calitate de președinte, el trebuie să pună suflet. Apoi, ce am văzut la micul dejun de rugăciune național? Asta a fost interesant. A fost foarte umil, nu-i așa? A fost foarte umil. La micul dejun de rugăciune național anterior a vorbit doar de indicele de popularitate, despre amendamentul Johnson, despre planurile sale. A vorbit doar despre el. A doua oară ce a făcut? A vorbit mai puțin despre propria persoană și mai mult despre Dumnezeu. A avut loc o schimbare subtilă din partea lui Donald Trump. De ce? Am scris despre asta în carte, despre ce se întâmplă în culise. Cine îl influențează cel mai mult pe președinte în această călătorie spirituală? Două persoane, Paula White și Mike Pence. Sunt convins de asta. Pentru Donald Trump, Mike Pence e mai mult decât un prieten. El vede că acest bărbat își practică credința în public și nu îi este rușine. Asta prinde la Trump pentru că lui îi plac oamenii pătimași, iar Mike Pence este pasionată de credință și trăiește conform credinței sale. La fel ca Paula White. Ea e unul dintre favoriții lui Trump. Ea poate intra direct în biroul oval sau, dacă îl cheamă la telefon, Donald Trump lasă tot și îi răspunde imediat, chiar dacă este ocupat. A notat-o în timpul unui serviciu ținut de ea pe un post de televiziune creștin. Se pare că el se uită la emisiuni creștine. La Club 700? Da, este interesant ce mi-a spus Donald Trump în biroul oval. El mi-a spus că a fost prima dată când a frecventat un grup de pastori evanghelici și a spus că l-au impresionat mult. Și începem să vedem și rezultatele. El vede cum își trăiesc viața. Ei nu sunt așa cum și-a imaginat el. Da, și îi place asta. Îi plac oamenii pasionali, indiferent ce îi pasionează. Ei sunt pasionați de Dumnezeu. El respectă preoțimea. Mi-aduc aminte de o altă întâmplare descrisă în carte. Darrell Scott, un pastor și un prieten de-al său din Cleveland, s-a aflat în aceeași încăpere cu Trump și alți pastori. El a spus despre Donald Trump că se mulțumește cu mai puțin decât cu ceva mai măreț. Trump s-a născut în 1946, are 71 de ani. El își amintește de acele vremuri în care se îmbrăca elegant la biserică, căci oamenii nu mergeau în sandale și pantaloni lăbărțați. Nu că ar fi vreo problemă cu asta și cu mașina de cafea, dar Donald Trump își amintește de acele vremuri. Acesta e motivul pentru care luptă pentru valorile iudeo-creștine. E mai tradiționalist.
Da, el își aduce aminte că se citea Biblia și se rugau la școală. Care e problema? Acesta e motivul pentru care vedem disprețul față de corectitudinea politică.